Mă numesc Deneș, sunt evaluator autorizat al Uniunii Naționale a Evaluatorilor România și am fost solicitată de un colaborator al primăriei să fac în cadrul detaliei această renovare. S-au folosit toate datele puse la dispoziție din privire la valorile patrimoniului din domeniul public și privat, stabilite prin hotărâri de Consiliul Local până anul acesta. Și s-a folosit metodele specifice pentru stabilirea valorilor. În această situație care s-a precizat, nu s-au primit anumite propuneri în perioada efectuării evaluării, pentru că nu există nicio persoană care să gestioneze patrimoniul, cu care de obicei se lucrează și se punctează toate pozițiile din patrimoniul, care sunt în jur de 1300 și care au fost analizate cu membrii de la serviciile patrimoniu, contabilitate, investiții. Și chiar e bine să se pună anumite puncte de vedere pe concret, pe pozițiile respective, ca să le reanalizăm, ținând cont de toate datele, toate pe care nu le-am avut la dispoziție, pe perioada analizei, efectuate începând din septembrie până în acest moment. Și în acest caz putem colabora și se pot cu anumite deficiențe, pentru că e posibil să nu fi avut datele necesare ca să le putem actualiza în condiții în care ele nu au fost reevaluate de la momentul plenării de către primăria Pașcani și atunci, normal, ele trebuie aduse la zi ca să corespundă realității. Și colaborăm în continuare și dacă sunt pe concret anumite aspecte care se pot analiza. Că nu mă deranjează că erau de 15 zile care erau cel. Nu, deci cât mai repede. Eu îmi vorbim de retorn cât mai repede. Am purtat o discuție astăzi înaintea ședinței și s-a punctat acest aspect și am ținut cont și chiar și de alte. Nu, dar să se... Intenția mea este să se poate cât mai repede. Da, sigur. Dar cu argumentele necesare, în spațiu de ce am avut, da. Nu-i terminat dumneavoastră? Nu, atât. Da. Evaluarea cum ați văzut? Evaluarea de înlocuire? Sau? Deci sunt metodele specifice pentru terenul, pentru străzi. S-au folosit valorile unitare de piață, stabilite prin expertiza la nivelul județului Iași, pentru municipiul Pașcani, Sibiu și toate zonele, de tipuri de teren, de categorii de teren și așa mai departe. În ceea ce privește clădirile, da, s-a mers pe valoarea de înlocuit, ținând cont, fiind obiective care nu sunt amortizate, ele au o valoare care nu s-a preluat și se menține de ani de zile și în această lucrare s-a ținut cont de deprecierile care au afectat valorile clădirilor în timp și care nu puteau fi înregistrate prin contabilitate. De aceea se justifică datul costuri, pentru că nu se poate altfel, pentru că nu se poate stabili o valoare de piață, nu putem folosi metode de piață, pentru că piață, eu am zis de înlocuire. Nu, dar în care să... De amortizmentul sau... Sigur, da. Se ține cont de deprecierile... De asta v-am întrebat de valoarea de înlocuit, nu de piață. Da. Nu. Vreau să precizez asta cu atât mai mult, pentru că au fost persoane care au spus clădirea aceea nu face asta. Este o valoare scriptică, contabilă, care diferă de valoarea de piață. Este o altă valoare, valoarea adusă, nu este valoarea de piață, pentru că ele nu pot fi supuse analizei vieții, pentru că sunt aparțină domeniului public și privat. Și ele sunt evaluate în cazul când e necesar pentru orice proces, nu știu, de concesionare, de închiriere și se tratează diferit. Este o metodologie specifică pentru primării. Niciun bun în domeniul public nu poate fi și în privat, nu poate fi înstrăinat la proprietatea publică sau privată, fără acordul Consiliului Local, în momentul în care se face evaluarea la orice bun care se scoate la vânzare. Sunt metodologii diferite, pentru că și se analizează, se face o lucrare pentru fiecare parte.
dacă improvizarea se poate ajusta valoarea existentă și care era necesară. Pentru că nu s-a făcut din anii 90. Valoarea contabilă e cea reală. Păi da, și valoarea ajustă, Valoarea contabilă, deci nu se compară, noi nu comparăm aceste clădiri care au fost finalizate investiții în ultimii 3 ani, acestea rămân la valoarea contabilă pentru că e valoarea lor reală, dar ele fiind supuse unor ajustări de obicei în plus, acestea au depășit valorile lor reale. De aceea se face și, vă spun sincer, eu nu am avut toate datele ca să le pot fi analiza. Normal se analizează fiecare parte ca să fie o valoare cât mai aproape de realitate. Nu, dar se poate mai fi colaborare care a fost destul de dificilă pentru nici o persoană anumitată de primărie care se ocupă cu așa ceva. Și atunci... Da, mulțumim. Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul. Da, domnule, de înainte am la dumneavoastră să aprobați proiectul așa, fără amendament, vă lasă 15 bine, când o dă bine, când vin cei de la Curte și fac evaluare, spune, dăm următorul material după 15 zile și care nu. Singura eroare este la plătec, eu am văzut cu doamna dimineața. Să-i puneți la aia de la contabilitate să caute evaluarea din 96, vreau. Și după aia să... Da, dar aceea trebuia să existe. Dar trebuia să existe. Dar cum vă dau eu? Deci pe document, eu nu trebuie să fie. Ei nu era aia. Am aplicat-o de ce știu într-o valoare. Biblioteca a fost restituită din procedurile din 96. S-a făcut evaluarea de natură în bani, iar Consiliul Județean a făcut o pomană pentru Pașcan și ne-a plătit acest imobil care a rămas în patrimoniul nostru. Dar dacă luați evaluarea, erau 10 salarii, dar mele 96. Deci, documentul respectiv nu este valoarea, nu am luat contabilitatea. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, până la Pun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este aici? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mergem mai departe. Domnul Ienuță a votat? Nu. Pentru. Pentru. Votați. Pentru. Proiectul de hotărâre privind completarea și ajustarea valorii de inventar pentru bunurile aparținând proprietății private a municipiului Pașcani, însușite prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Pașcani. Da, corect. Nu să țin numai cum e cu. Numărul 830 din 20.02.2011. Comisia Economică. Politică. Învățământ. Urbanism. Favorabil. Dacă nu sunt acele discuții, dacă vrea cineva să ia cuvântul, dacă nu pun la vot, la poziția 84, se face vorbire într-un spațiu comercial în fața gării, fața de două, ce spațiu este? Cine știe? Deci în fața de bun, eu vă spun, da, este vorba de un spațiu, așa se cheamă, spațiu comercial, deci construit în mai mulți ani în Vale, în fața de bun, mai mulți ani în urmă, vis-a-vis de poarta de bun. Nu, e separat. E separat, e o construcție de 56 de metri pătrați. Cu o localizare, ați încercat să se...
concesionezi? Păi nu, este proiect în sensul ăsta. Noi o credeam din vorba de spațiu. Nu, e separat în țin, Eu am zis că e vorba de un spațiu. Da, mai e un bloc. Dar nu, nu e sușit acum, e sușită la fiurea lui 2011. Da, nu știu dacă este prins aici valoarea stadionului Siret. Că uitându-mă pe celălalt proiect de hotărâre unde se, ce se dă în administrarea clubului sportiv, am observat că stadionul Siretu, ca valoare, este mult mai mare decât valoarea tuturor celorlalte bunuri din stadion CFR cu toate clădirile aferente. Deci mi se pare că dacă este aici și cu aceeași valoare, cred că este o greșeală. Da. Aici, nu știu din ce cauză, e așa, cred că o luat valoarea, adică s-o cumpărat, mi-a facturat remarul la vremea respectivă cu o valoare foarte mică. Dar făcând comparații între cele două, am înțeles, cele de diferență... Comparația cred că e la fel și la Casa de Cultură cu biblioteca, e aceeași comparație. Ar trebui și aici de revăzut că ne încărcăm cu o valoare, ori unele suntem subevaluate sau Siretul este supraevaluat. Atunci trebuie să vedem. Da, e corect, de nu are nicio influență, niciun mod, poți să ai influență doar dacă sunt străinează, atunci. Da, atunci, în momentul în care apare o nechipă. Dar atunci se face evaluare, din nou. Ajungem exact și la situația când am predat la DAC. Obiective erau plate de nu căpeau în... Deci nu afectează pe nimeni. Nu, am, deci ca observație. Da, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu știu. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 605 metri pătrați, situat în municipiul Pașteaua, strada 1 decembrie 1918, numărul 86 și 90A, quartal 40, parcela CC 1663/20, proprietate privată a municipiului Pașcan, către SECE Electrotermometria SRL. Comisia juridică. Aveți favorabil. Economică. Aveți favorabil. Urbanism. Favorabil. 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 Învățământ nu-i cazul, da? Da. Inițiatorul, dacă... Dacă sunt discuții, este evaluarea, ați văzut-o la mapă, dacă sunt discuții. Dacă nu, la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mergem mai departe. Următorul proiect, numărul 11, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 70, din 14.04.2009, privind înființarea Clubului Sportiv de Drept Public, Clubul Sportiv Municipal Pașcani. Comisia juridică. Comisia economică. Comisia învățământ. Urbanism. Inițiatorul. S-a trecut sala de sport în scurs. Am scos-o, că eram dat în administrare la CSM. Aici, dacă vă uitați în anexa 1, apare ceea ce v-am zis eu, cu diferența aia foarte mare și ca să vă dea seama cât e diferența. E cam de 10 ori mai mult decât celelalte bunuri. Toate bunurile la stadionul CFR. Doamna Pietre, dacă noua valoare din Indertar corespunde cu anexa de la proiectul care se discută. S-ar putea să îi venim? Corespunde. Corespunde, da. O să corectăm, da. Să corectăm. A fost luată după ultima licitație, după ultima ajustare de valoare. Da,
președinte. Da. Am o întrebare. De ce se face această transmitere? De ce se face această transmitere? Discutăm la punct la punctul 10. Păi că o votez acum și discut la punctul 10. Păi o scoatem și o dăm la consiliu cum să facem. Deci acum văd că clubul CFR, clubul sportiv principal sportiv CSM, renunță la această... Ce trece la Consiliul Local. Domnul Ionuț. Nu renunță. Consiliul Hotărâre. Păi se aprobă transmiterea în procentul de primul așa, deci se modifică asta, da? De ce? Administrare se transmite, se returnează înapoi la Consiliul Local. De ce? Pentru ca să putem. Deci sălile de sport au fost destinate pentru licee și școli. Clubul sportiv, prin investiția care a avut loc acolo încă o sală de sport, rămâne în administrarea clubului sportiv acea sală de sport. Problema e de costurile cu întreținere. Aceste sala de sport de la liceul Sadoveanu este folosit de cele două unități școlare, respectiv școala numărul 5 și liceu. Prin finanțarea per elev de bază, au posibilitatea să finanțeze și utilitățile de la această sală de sport și mă refer aici la bar. Sigur, au posibilitatea de muncă. Deci, sala... Zic că vă întreb. Deci, au activitate didactică acolo și pot finanța și utilitățile la aceste sală de sport. Modul cum cele două unități școlare o să-și repartizeze costurile, e treaba dumnealor. Dar noi, în acest moment, nu putem să subvenționăm de la bugetul local două săli de sport. Deci, motivat de acest lucru, am luat decizia ca această sală de sport să fie transferată din punct de vedere al administrării celor două unități școlare. Eu cred că ne înțelegem greșit aici. Proiectul numărul 11 se referă la sala care se găsește lângă stadion și care se transmite, chiar n-a fost dată. Nu, haideți să vă spun eu. Nu, lăsați ca să explic eu. Proiectul numărul 11 se conform anexe. Clubul sportiv municipal. Nu, e adevărat. Numai că ce s-a întâmplat, conform anexei 1, iar anexa 1, e scos acea sală de sport. În hotărârea veche era și sala de la Sadoveanu. Din cauza asta. Deci avem vorba de sala aia. Și de mai departe. Deci această sală de sport trebuia transferată. Trebuia să fie dată în administrarea școlii, liceului Sadoveanu și de în momentul recepției și însușirii în patrimoniu. Pentru că au fost 2 sau 3 angajați acolo, pentru 2-3 angajați s-a menținut această sală de sport în administrarea Consiliului Local, respectiva primării. Ori mie nu mi se pare un lucru normal pentru 2 locuri de muncă, bugetul local să subvenționeze 2 miliarde de lei acolo utilități. Sau cât ori fie. Oricum, peste 1 miliard sunt sigur. Ceva? Înseamnă că nu corespund, nu știu, dacă citim articolul 1... Nu, domnul Ciumioriță, adică... Deci ideea v-am spus, cum ai pus în pagina aici, da, deci eu vreau, dacă îmi permite, citesc articolul 1 și dacă eu n-am înțeles... Deci e modificată hotărârea veche, uitați-vă în anex, nu mai este trecută sala de sport de la stadion, de la... Liceul Sadoveanu. E trecută numai una, atâta tot. Da. Deci, la 12 discutăm despre cealaltă cu Iodă. Da. Dar ăsta e finalul. Dacă îmi permiteți să termin ideea, mă lămuresc eu. Ceva, nu știu, nu se dă bine. Dar articolul nu spune așa. Se modifică articolul 4 din hotărârea Consiliului Local numărul și va avea următorul cuprins. Și aici spune, se aprobă transmiterea folosință grabită către Clubul Sportiv Municipal Pașcan pe o perioadă de 5 ani. Da. Deci noi acum... Conform anexei, uitați-vă. Conform anexei 1. La punctul 4, la hotărârea veche, erau acolo trecute cele se... Era și sala cealaltă. Acum nu mai era. Acum nu mai era. Deci și mai numai la anexa 1. Da. Una mai puțin. Rămâne numai una. Deci o sală mai puțin. Domnul președinte, dacă îmi dați voie și asta înseamnă... Tehnică, dar o singur urmă. Asta înseamnă că dacă renunțați
Sau clubul sportiv municipal renunță la... Nu este nicio adresă la clubul sportiv. Nu, dar da, nici nu știi ce vreau să spun. Deci, clubul sportiv renunță, mai nimic tot așa aici. Dacă știi ce vreau să spun, te rog să continui. Da, mulțumesc. Deci, dacă clubul sportiv municipal renunță la o sală de sport care putea să aducă venituri, înseamnă că clubul sportiv municipal stă destul de bine cu bani, nu mi-ai trebuit niciun lucru. Doresc să menționez venitul lucru, dați-mi voie că mă ocupi de problema asta. Clubul sportiv municipal n-a obținut niciodată de 5 eu. Deci dacă termini finanțarea, ne-ați răspuneți ce vreți, noi îmi văd, vă promit. Dar nu știu cam nu, dar mă ești mânză. Da, da. Eu știu cine hotărăște aici fiecare cât vorbește. Deci eu cred că în aceste condiții vreau să avem grijă la bugetul. La buget să facem amendamente, pentru că se pare că nu sunt foarte mici parte să fie finanță, nu au nevoie. E sala de sport, e asta. Da, o să vă spun eu, referitor la club, nu-i nimeni de lor, nu știu dacă fost invitați, dar în toată perioada nu s-a încăsat niciun leu de la acea sală de sport. Acea sală de sport, în primul rând, a fost pentru activitățile școlare și alte activități, cum a fost cu clubul Banchidu și alte, cei care au vrut să facă sport. Eu nu știu să fi încasat vreun leu de la acea sală de sport. Sunt o casă, vă luați de aici ca să contabilizați? Sunt o casă. Da. Deci, da, o să vă spun ceva. Dacă s-a încasat, s-a încasat la Consiliul Local, nu la clubul sportiv. Deci, dacă s-a încasat, s-a încasat la bugetul local, nu la clubul sportiv. Deci asta vă spun cu siguranță. Chiar dacă a fost dat. Deci dacă știți, dar la clubul sportiv cu siguranță nu s-a încasat niciun leu. Doamna Direcție spune de rentă de aici, pe aici, asta nu mai este. Da, bugetul local nu s-a încasat. Și atunci, unde s-a spus că sunt chitanțe sau trei? Are chitanție sau a consiliere? Haideți să facem ordine odată cu ceea ce înseamnă bunurile publice și modul de gestionare și administrarea lor. Deci, dumneavoastră, hotărâți, faceți cum doriți. Dacă vreți să mențin în continuare acea stare de lucruri acolo, să rămână acolo. Să rămână la club, dacă are nevoie clubul și poate să gestioneze activitatea acolo. Dar eu mă îndoiesc că poate gestiona activitatea. Iar când vine Curtea de Conturi, aceste unități, aceste bunuri care se dau în administrare clubului sportiv, trebuie să se autofinanțeze. Deci trebuie să găsim soluții de a atrage bani sau din activitățile care se fac acolo să se producă bani, astfel încât activitatea de acolo și utilitățile, în primul rând, să fie autofinanțate. Deci, eu am spus raționamentul pentru care am insistat să transferăm administrarea acestei săli de sport. Pe de o parte, trebuie să știe cine este stăpânul ei, cine o folosește. 80% din timpul de folosință acestui obiectiv, îl folosește școala. Păi atunci, dacă îl folosește școala, să-l administreze primarul, primăria, cine să-l administreze dacă folosește școala? Au posibilitate să finanțeze utilitățile, pentru că este activitate didactică în aceste școli. Pe lângă activitatea didactică, o să hotărâți ce activități să-și desfășoare împreună cu conducerile școlii, ce activități să se desfășoare în această urmă. Cine va finanța acolo utilitățile? Sunt două școli care... Dacă mergem și ne uităm la proiectul următor, la punct, la articolul 5, cheltuielile cu întreținerea și utilitățile publice vor fi suportate de Colegiul Național Pașcani prin alocații bugetare ale ordonatorului principal de credite ale unității administrative teritoriale. Dar atât finanțare de bază, cât și finanțare complementară nu este făcută din bugetul local. E alt buget, nu e alt buget. Deci tot bugetul local, dar au posibilitatea să finanțeze. Deci bugetul local direct, domnul ați fost pe aici și cunoașteți bine. Nu are voie direct. Vine Curtea de Conturi și... Și te întreabă ce venituri ai adus, nu complementar. Ce venituri ai adus, salarii de sport, dacă o țineți în administrare, ce venituri ai adus? Deci se consumă, se cheltuiesc niște bani, fără să ai posibilitate să-i justifici. Pentru că nu s-a încasat nimic, dar s-au cheltuit niște bani. Da,
avem posibilitatea să vorbim la celălalt proiect de hotărâre atunci când luăm în discuția. Cui era vorba doar de această hotărâre. Haideți să trecem mai departe, să punem la vot. Eu am o întrebare. Aici văd față de hotărârea veche scos stadionul Locomotiva, deci cel din Vareț. Rămâne la liceu? Nu știu de ce s-au scris. Scos și sala de sport și stadionul Locomotiva. Teoretic, el nu mai există, nu? Modificăm hotărârea din care se transmite. Eu, părerea mea, nu e nicio problemă, doar folosește... Haideți să nu amestecăm rulnic. Discutăm de sala de sport, o să luăm în analiză și terenul de rulnic, și acolo trebuie făcut investiții. Exact. Nu poate să rămână, să vedem, deci tot în Consiliu să vedem, să prezentăm situația terenului de rulnic. Să nu amestecăm cine o prins acolo și terenul de rulnic. Scos și terenul era rulnic. Tocmai asta, cum sunt hotărârea veche. Ai scos și terenul, deci scos acum. Ai scos acum, în noua hotărâre. Promit că în cel mai scurt timp posibil vin și cu terenul de Ruibi să vedem ce facem școala. Da. Supun la vot proiectul așa cum în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Colegiului Național Mihail Sadoveanu Pașcani a sălii de sport și a terenului aferent situat în strada sportului numărul 23, proprietate publică a municipiului Pașcani. Comisia juridică. Comisia economică. Aici dați voie să fac niște precizări. Comisia economică a dat aviz favorabil, dar toți cei patru membri ai comisiei au fost de acord să se includă încă două puncte în hotărâri. Da. Unul dintre ele se referă la faptul că în condițiile în care programul activităților școlare nu permite desfășurarea sau nu permite desfășurarea activităților sportive de către alte cluburi sau asociații sportive, așa cum o păseau până în prezent, să li se asigure că în aceleași condiții spațiu la sala de sport de lângă stadion. Pentru că am înțeles de la domnul primar că s-a avut în vedere, în primul rând, să se asigure locul de desfășurare a activităților sportive de educație fizică și sport pentru cei 2010 care există la cele două licee, din care 1157 la Sadoveanu și 853 la Nicolae Ionea. Din discuțiile, că s-a speculat că nu există sesizări. Există sesizări în următorul fel. Nu cei care desfășoară activitățile fac perturbă activitatea acolo. Copiii care vin mult mai devreme decât din ora stabilită și așa mai departe, sau o școală, în afara orelor efective de curs, profesorii de sport au și diverse echipe și participă la diverse acțiuni sau întreceri interșcoli sau altfel și au nevoie și de antrenamente. Oriunde dâns și după orele de curs era sala ocupată toată în săptămână. Deci dânsii nu au unde să desfășoare acolo. În același timp, s-a speculat că vrem să aducem atingere celorlalte cluburi sau asociații sportive. Este totul fals. Noi totdeauna am apreciat activitatea desfășurată de cluburile respective și rezultatele obținute. Dar de aceea chiar rugăm acum să se prindă și al doilea punct, în care se prevadă faptul că prevederile din deci articolul numărul 2 din legea 28 din 7 a 3 din hotărârea 28 din 7 a 3 2011 să rămână în continuare valabil. Deci să nu plătească, deci este stipulat exact articolul, să rămână valabil în continuare. Pentru că n-am avut în vedere sub nicio formă să afectăm activitatea celorlalte asociații sau program, înțeles că se vrea să se asigure condiții pentru cei 2010, în primul rând. Și însă destinația de la construcție a fost
aceasta. Dumneavoastră erați ca atunci vicepreședinte, știți exact situația. Și de aia am înțeles că se stăpânează ideea că suntem împotrivă. Nu, ci aduce n-am fost niciodată. Cum doriți și dumneavoastră hotărâți, că aducem amendamente acestui hotărât, astfel încât activitatea se desfășoare atâta și cu asta era amendament. Și a celorlalți cele asociații sau club sportiv. Sigur, pe baza unui program, pe care de comun acord o să-l faceți. Acum, doamna director, eu n-aș vrea acolo să transforme în altceva în sala aia de sport. Deci fac această precizare. Eu nu cred că o să dați această sală de sport printr-un proces verbal numai cadrelor didactice care se ocupă de sport și nu vă mai interesează ce se întâmplă acolo. Deci trebuie condusă activitatea de acolo. Da, eu apreciez deschiderea primăriei și a Consiliului Local pentru trecerea școlii, sălii de sport în administrarea școlilor, așa cum ați spus, 80% din activități sunt ale școlilor. Inițial, prin program guvernamental, sala de sport a avut această destinație. Și nu cred că este un impediment ca ulterior Colegiul Sadoveanu și Liceul Iorga să încheie protocoale de activitate cu alte cluburi organizații care, în interesul comunității locale, vor să-și desfășoare activitatea acolo. Dar așa cum am spus, trebuie un management eficient și trebuie respectate niște reguli și, în primul rând, trebuie respectate legea privința aceasta. În ceea ce privește speculațiile care s-au făcut, sunt informale. Școala, colegiul nostru, niciodată nu a exprimat oficial o poziție că ar fi orele perturbate de alte cluburi sau de alte activități care s-au desfășurat acolo. De altfel, la începutul anului școlar, chiar am fost rugată de către domnul avocat Zăvosteanu să facem orarul în așa fel încât să se desfășoare și activitatea clubului acolo. Se desfășoară, nu există nicio problemă cu înțelegere și în interesul copiilor și al comunității și cu corectitudine se poate face lucrurile. Da. Și se poate doar aici, la articolul 5, am observat următorul lucru. Cheltuielile cu întreținerea și utilitățile vor fi suportate de Colegiul Național Sadoveanu prin alocații bugetare. Alineaului domnul primar a spus că aceste cheltuieli vor fi împărțite între Sadoveanu și Iorga. Cred că ar trebui un amendament ca... La hotărâri. La hotărâri, da. Sigur. Deci funcție de numărul de ele. Funcție de numărul... E în numărul de ore, dacă vreți. Din numărul de ore, s-ar putea dumneavoastră să faceți mai multe sau invers. Sigur. Noi avem un număr cam de 60 de ore. La locații de vin de ele. Da. Dar așa cum a precizat și domnul consilier Castan, într-adevăr, avem nevoie și de ore suplimentare pentru pregătirea echipelor. Eu cred că cu administrare bună, refer, și cu înțelegere și cu respectarea unor principii, se poate lucra acolo de comun acord, prin activități de parteneriat, pentru că școlile pot face protocoale de parteneriat, proiecte, activități care să fie benefice pentru copii și pentru comunitate. Da. Mai vreau să luați un lucru. Da. Dați cuvântul și mie. La... A vrut domnul consilier, după aia vă dau dumneavoastră. Ca și pentru a elimina ambiguitățile și posibilitățile de discuție ulterioare, eu aș propune să fie un punct distinct în care să rezolve problema clubului Don Pro. Care să... De vreme ce școala plătește utilitățile... Un pic, lăsați, doamne, ca să termine dumneavoastră și după aia o să vorbiți fiecare. Da. Deci, asta este propunerea mea, de să rezolvăm pentru un punct distinct problema clubului.
accesul clubului Longo în sala de sport. Da. Fiindcă se spunea că este prevăzut în hotărârea veche, aia nu știu, mai e valabilă, nu mai e valabilă, dacă prindem un punct aici, atunci problema este tranșată și nu mai este prevăzută. Un pic. Doamna Apostol, după aia domnul Dumnezeu și după aia domnul în funcție cum ori. Având în vedere faptul că tot ceea ce s-a discutat anterior, problema unor cluburi și asociații sportive. Până la urmă am hotărât, sau în comitia de învățământ, a fost problema a nu aproba acea dispoziție, deci acea hotărâre din Consiliul Local, din și domnul Haldan, în care cluburile și asociațiile sportive, pentru că nu este normal să vorbim de un singur club sau de o singură asociație sportivă, nominal, ci de mai multe asociații. Un pic vă dau cu datul după aia. Deci există asociația sportivă a școlilor, dar cam ca prizinul ăla, atletism, care are performanță. Nu, dar haide să nu discutăm acum de performanță. Deci performanța poate fi și dacă un elev cu CES poate merge 10 metri. Deci este tot o performanță. Deci noi nu suntem împotriva performanță. Deci înțelegem diferit noțiunea de performanță. Deci nu suntem împotriva performanță. Deci asta a fost vrea domnului Danu, ca în această hotărâre, de asta și tot la viziune favorabil, să se introducă expres pentru clubul există și alte asociații sportive, nu numai la școala Iudai Cantacuzino, care fac performanțe. Performanțe la nivelul acestei asociații sportive. Asta am specificat și prin acordul Consiliului de administrație, la Consiliul de administrație a celor două școli, se poate folosi în afara orilor de sport această sală de sport cu titlu gratuit, așa cum scrie și în hotărârea Consiliului Local din deci nu suntem împotriva nici unui club, nici a unei asociații sportive, ci vorbim doar de administrarea unei sări de sport, atât și nimic mai mult. Nu cred, am explicat și domnului consilier Pintilie ieri, când a fost aceeași problemă, că un protocol încheiat între Colegiul Sadoveanu și cluburile și asociațiile sportive rezolvă această problemă. Eu nu cred că Consiliul de Administrație al Liceului, al Colegiului Sadoveanu, se va opune unei astfel de propuneri. Nu cred. Cel puțin aici. Iar dacă se va opune, Consiliul Local este forul superior Consiliului de Administrație a unui școli. Vom face, dacă nu se va rezolva această problemă, vom veni cu un proiect de hotărâre expres pentru aceste cluburi și asociații sportive. Deci să nu creăm o falsă problemă și să aruncăm așa o vină deja din start asupra Colegiului Sadoveanu. Nu am nimic. Nu v-am spus nici eu. Și eu am asociație sportivă. Asta spunea și domnul viceprimar să mă duc oriunde. Da, deci orice asociație sportivă poate ține oriunde. Nu este valabil în hotărârea aia. Domnul juristul. Nu, nu, nu. Așteptat. Domnul Danu, vă dau cuvântul mai târziu și o să puneți întrebări. Haideți ca să nu oprim imediat. Doamna, data, domnul Dumnezeu. Voiam să prezint punctul de vedere al Comisiei Urbane și nu ați dat cuvântul Comisiei Urbane, domnul președinte. Și Comisia de Urbanism, în Comisia de Urbanism s-a propus ca amendament adăugare la articolul 1, pe lângă cele de unități școlare, și liceul Ștefan cel Mare, care are 4 clase și au și 4 ore de sport, beneficiază și de sala și sportivă. Este un articol legii care spune ce cele de activități școlare se poate desfășura activitatea conform unui program gratuit. Da, școlar, dar dacă le-am nominalizat pe astea două, se pot duce școlar. Nu poate fi de nominalizat neapărat. Poți am oare din învățământ. Domnul Marius Pintilie, după aia domnul Zămosteanu a vrut să ia lucrurile. Eu ieri în Comisia Economică am argumentat un principiu. Cu
putere la ora actuală, la ce se hotărăște la sala de sport de la în față de la colegiul Sadoveanu, este la CSM. CSM-ul este reprezentat în majoritate de Consiliul Local. Deci, până la urmă, într-adevăr, Consiliul Local hotărăște ce se întâmplă la sală în momentul ăsta. În momentul în care noi dăm administrarea, și eu sunt de acord pentru transmiterea administrării către colegiul Sadoveanu, ce se întâmplă în sala respectivă este hotărât de Consiliul de Administrație de la Sadoveanu. Problema se pune că în Consiliul de Administrație, politicul nu are majoritate acolo. Și este posibil, la un moment dat, este posibil, 99% șanse să nu se întâmple așa ceva. Știu, domnul Tripoate, poate mi se pare, eu vorbesc de un principiu, acum se vedea. Este posibil să nu se întâmple. Am ajuns în Consiliu, de când am ajuns la primărie, Cu câtă politică am venit eu în... Deci am înțeles. Eu am spus, haideți să ne îmbrăcăm de haina politică, să lăsăm mai intrare. Nu am spus ce culoare, domnul primar. Sau politica, mai bine zis, să o lăsăm dincolo de... Nu pot să lăs, domnul primar, pentru că în cazul în care domnul din Consiliul de Administrație de acolo, de la liceul Sadoveanu, e o hotărâre pe care au tot dreptul să o ia. Vă spune, domnule, de mâine nu mai vrem să dăm sala de sport în folosință clubului Ronco. Pot face treaba asta. Pot crea niște probleme de genul ăsta, care nouă, oamenilor politici, indiferent de culoare de la masă, pot să facă probleme în sensul că noi mergem din 4 în 4 ani la oameni și le cerem votul. Și vor fi alegători care vor spune, domnule, aveam un copil acolo care făcea sport. Era un om aici care tot așa vindea, care stă de pe scaunul ăsta unde stau eu acum. Tot așa ducea subiectul spre politic. Deci vorbim de administrare. Eu v-am cerut administrarea acelei sări de sport și nu... Și am spus că și nu. Iar Consiliul de Administrație de acolo nu este deasupra Consiliului Local. Ce hotărăște Consiliul Local face Consiliul de Administrație. Corect. Consiliul de Administrație care nu poate lua decizii fără aprobarea Consiliului Local. Corect, am înțeles. Care se Vă dau nevoie să închirieze nimic fără aprobarea Consiliului Local, pentru că clădirea școlii aparține. Vă dau cuvântul un pic mai târziu, să termine domnul Pitiri. Vă dau cuvântul. Înțeles toate treburile astea, tot ce a spus dumneavoastră acum este corect. Dar eu propun, ca să simplificăm lucrurile, să introducem un articol nou ca să lămurească treburile, să liniștească. S-a creat așa un fel de cam degeaba până la urmă, pentru că din ce am înțeles eu și în Comisia Economică, toată lumea aici este de acord că toți vor ca clubul Lompo să-și continue activitatea acolo. Problema se pune doar de transmiterea administrării pentru cheltuieli. Dumneavoastră ați comentat că... Deci, propunerea mea este pentru claritate să introducem un articol prin care Colegiul Sadoveanu se obligă să respecte programul de antrenament al clubului Lompo. Invers. Aici e greșeală. Invers. Noi, atunci ce facem? Dacă îmi dați voie, dar numai și numai după programul de studiu a elevilor acolo. Doar în afara programului de funcționare, deci primează elevii. Primează elevii, întotdeauna. Sau 13. Da. Deci după program, după... Acum ar dori să întreb, după ora 7:30, să mai fac activități în sala de sport, dacă cunoașteți cumva? O să spună doamna directoare din dată. Vreau eu să completez la ce a spus dumneavoastră. În primul rând, în capul locului, trebuie să lămurim câteva aspecte. Acea investiție nu putea fi făcută dacă nu făceau referat de oportunitate cele două școli. Da? Nu, lăsați-mă ca să... Acum mai rândul dumneavoastră. Da. Deci, eu am terminat. Deci primează mai întâi elevii, primează mai întâi școala, dar nu vreau să răspundeți. Nu, eu am eu un cuvânt, vreau eu să explic ceva. Bine, atunci am încheiat. Da. În primul rând, acea investiție nu putea fi făcută fără cele două referate de la cele două școli. Deci a fost făcut două referate de oportunitate și după aia s-a aprobat acea investiție. Deci, clar, destinația era pentru cele două școli. 2. În anul 2009 s-a dat acea hotărâre de Consiliu. A spus să preia, dacă vreți, noi am spus Clubul Sportiv Municipal. E greșit. E administrarea bazelor sportive din oraș, din punctul meu de vedere, da? Că le-a preluat toate, iar din 2009 până acum nu s-a numit nici astăzi un director executiv care se ocupe. Din 2009 până acum, de fapt, Consiliul Director de la club, la CSM, n-a putut să ia nicio decizie.
Nu s-a respectat hotărârea de Consiliu din data respectivă. Și aici vă dau o adresă. Noi am dat printr-o hotărâre Consiliu cine are prioritate, dau școlile și după aia celelalte cluburi care fac performanță, sport și așa mai departe, cu titlu gratuit, fără să ia bani, dar nu s-a respectat. Vă dau răspuns la o adresă. Deci, inclusiv banii s-au încăsat tot la primărie, care trebuia să le încaseze clubul CSM. Da? Inclusiv bani. Lăsați, doamnă, că știu. Chitanță să vedeți câți dați la primărie, nu la club. Sate, unii s-au dus banii, nu m-a întrebat. Că ați dat chitanțiere, aveți chitanțiere la cei de la... Și vă dau următorul răspuns. Spunea, către Colegiul Național Mihai Zadoveanu. Adresă dată de către primărie. Prin prezent, vă informăm că urma adresei numărul 18480 din data din 20.10.2008, înaintată de către Clubul Sportiv Longo, privind accesul la sala de sport municipală, Primăria Municipiului Pașcani pune la dispoziția Clubului Sportiv sala de sport după următorul program. Luni de la 19 la 21, marți de la 19 la 21, miercuri de la 19 la 21, joi de la 19 la 21, vineri de la 19 la 21. Prin urmare, vă rugăm să luați în considerare programul de acces la sala de sport a municipiului Pașcani, a Clubului Sportiv Lomboc. Orele de educație fizică în intervalul orar 19:20-30, urmând a se face în sala proprie a Colegiului Național Mihai Sadoveanu. Semnează domnul primar și doamna Mirela Ancuța, domnul secretar, nu semnează. Deci, ăsta e un abuz. I-am dat cu Eva, dar nu, de fapt, tot nu i-a stabilită. De asta s-a ajuns la acest scandal. Dacă se respecta, se întâlnea la masă. Și asta, nu, domnule, noi avem hârtie de la 19, noi intrăm. De asta s-a ajuns aici. Nu vă adresați mie acum. Nu. Am spus cum stau lucrurile. Domnul primar, care era în 2009, noi vorbim de 2009. Deci hotărârea... Deci nu s-a respectat hotărârea. Nu se referă la activitatea ce se va desfășura în această sală de sport. Hotărârea se referă strict la administrarea... Cine răspunde din punct de vedere gestionar privind bunurile de acolo? Și doar atât. Mai departe, activitatea din sala respectivă, cum doriți, hotărâți cum să se desfășoare. Deci, sunt două lucruri diferite. Administrarea pe de o parte și activitatea pe de altă parte. Am și motivat pentru ce transmit eu administrarea la cele două legei și partea cealaltă de activitate. Haideți să venim cu o hotărâre. Sau prevedem aici, în această hotărâre, lăsăm cele școala, împreună cu clubul, să facă un protocol, funcție de graficul didactic pe care îl are, de orele, perioada cât se țin ore în sala de sport, în ferestre, în pauze, după programul didactic, pot să încheie protocol cu doresc și în cazul în care nu se înțeleg să vină din nou în Consiliu. Haideți să-i lăsăm să lucreze. Și după aceea vin din nou în Consiliu la noi. Nu are nimeni interesul ca acest club să nu își desfășoare pentru că a adus mult prestigiu acestei localități. Acest club trebuie să-și desfășoare și din două săli de sport trebuie să găsim posibilitatea și soluția să-și desfășoare activitatea așa cum și-a desfășurat-o și până acum. Ba, poate chiar am făcut puțin pentru acest lucru. Deci nu am nimic împotrivă și nu am venit în fața Consiliului cu o gândire cum să se desfășoare activitatea acolo. Am venit și am motivat pentru ce transferăm acest imobil în administrarea municipiului. Da. Domnul Zămosteanu a fost chiar cuvântul. Domnilor consilieri, în primul rând, obiectivul prezenței mele aici este de a clarifica câteva aspecte care au fost făcute publice și le-am și sesizat în cadrul unei emisiuni televizate care a fost dată aseară pe postul local de televiziune. Ceea ce trebuie să se rețină cu certitudine e că clubul nostru nu a deranjat cu niciun mod activitatea școlară de la această sală. În condițiile omeniei, chiar am avut înțelegere
față de domnii profesori, am avut o, din partea mea o sinceră colaborare și nu înțeleg de ce unii dintre ei, nu toți, au o atitudine contra activității noastre. Și eu o înțeleg din ce cauză, deoarece la noi vin copiii în număr mare pentru a desfășura o activitate, poate este singura din oraș care este ordonată, civilizată și la care urmărim și problema educativă. Pentru că nu suntem pe teritoriul unei becalizări a activității sociale. Doamna director poate să confirme că niciun moment nu am deranjat vreo oră din cadrul programului școlar. Sunt fericit când văd că orele de educație fizică se desfășoară integral și în mod corespunzător. Este o fericire să vedem că o sală de sport și o casă de cultură funcționează 24 de ore pe zi și este plină de solicitanți, decât să vedem 24 de ore pe zi o crâșmă. Ideea noastră este de a desfășura o activitate frumoasă. Deci, în primul rând, și obiectivul nostru este de a respecta programul școlar. Nu trebuie deranjat programul școlar în niciun mod. Vreau să vă spun că activitatea clubului nostru se bazează pe autofinanțare din cotizațiile proprii, din sponsorizări și vreau să rețineți că și atunci când am fost invitat la diverse festivități și clubul a primit o sumă de bani drept premiu, drept cadou, a fost înregistrată în gestiunea biroului, în gestiunea biroului, în gestiunea clubului, în momentul imediat următor. Și întotdeauna am fost însoțit de unul sau mai mulți sportivi pentru a nu crea vreo discuție în acest sens. Niciunul din instructorii și antrenori nu este salarizat, nu a beneficiat de vreun avantaj material, cum s-a încercat să se spună. La noi se desfășoară o activitate care s-a vrut și utilă pentru poliția locală. Un timp am făcut și pregătire de specialitate în domeniul autoapărării cu ei, au refuzat mai departe. Iar acum, ce vreau să vă spun? Sunt copii. De ce am solicitat accesul la această sală și la un orar rezonabil? Sunt copii care sunt de la 5-6 ani vin la noi, îi aduc părinții, se adună în fața sălii de sport și așteaptă, nu facem altceva acolo, decât părinții și așteaptă progeniturile pe care le adoră sau sunt bunici. Și sunt elevi care termină școala și vin direct la sală. Mai sunt și câțiva ingineri, medici, profesori care vin și desfășoară activitate. Este o activitate foarte frumoasă, foarte educativă și este agreată de foarte mulți. Noi nu vrem ca acești copii să fie trimiși în afara centrului orașului, într-o zonă care sunt supuși unui pericol fizic. Pentru că orașul prezintă în continuare deficiențe în domeniul siguranței. Degeaba ne ascundem după dege. Și vrem ca acești copii să-i formăm frumos. Eu vă promit că în niciun caz nu se va pune problema ca noi să deranjăm orele. Eu personal nu intru în sală, deși sunt în relații cu profesorii. Dar știind cât este de cârcotaș numărul, am zis, până să nu aibă niciun moment ideea că vreau să-l deranjez. Și să rețineți, avem în acest club maestri emeriți ai sportului, maestri ai sportului, antrenori emeriți, titluri conferite din Ministerul Sportului. Chiar unul din sportivi a fost medaliat de către președintele României Ion Iliescu pentru performanțele lui. Deci nu se poate spune, ei, la acest club nu se face performanță. Se face performanță, ne implicăm în activități extra sportive, de educație a copilului, chiar de la modul în care trebuie să meargă pe stradă, cum trebuie să mănânce, cum trebuie să intre într-o încăpere, activități de prevenire a cancerului mamar, cancerul uterin, avem sportivi care se ocupă cu reinserția socială a unor copii cu dizabilități, autismul, și avem sportiv care a fost chemat în Canada pentru a fi medaliat pentru această performanță într-o astfel de sector. Totul se bazează pe voluntariat și vă rog să rețineți, putem pune la dispoziția oricărei persoane întreaga documentație financiară contabilă
care atestă acest lucru. Suntem deschiși la orice acțiune. Iar am decis să închid activitatea clubului pentru că urmează să primesc, ca urmare a unei recunoașteri la nivel național, urma să primim un platou de tatami care costă aproape 400 de milioane de lei pentru activitățile sportive. Nimeni din această zonă n-a primit un astfel de ajutor. Și primim un astfel de ajutor și trebuie să-l lăsăm undeva spre păstrare. Când avem nevoie, îl montăm, îl demontăm, îl punem la loc. Dacă îl primim, trebuie să-l aduc la mine. Sau să-l duc într-o magazie. Este păcat pentru acești copii să nu-i ajutăm. Și vă promit că nu se va pune niciun moment problema deranjării programului școlar. Vă mulțumesc! Domnul Zămăstean, prin această hotărâre nu se suplimentează numărul de ore la școli, nu se modifică cu nimic activitatea și programul acelei sălbi. Vă veți desfășura, din punctul meu de vedere, prin baza unui protocol pe care îl veți încheia cu școala, la care sunt convins Consiliul nu o să aibă nimic de obiectat și vă desfășurați în continuare activitatea acolo fără nicio problemă. Deci am spus, repet, această decizie este administrativă și din punct de vedere al desfășurării activităților. Eu aș dori să fie inserate la articolul 1 și articolul 8 două mențiuni privitor la accesul nostru, pentru că Consiliul de Administrație este... Consiliul de Administrație se poate schimba. O anumită optică se poate schimba. Iar accesul nostru la sală trebuie să fie în continuare în conformitate cu cele două hotărâri din 2008 reluată de către vechea administrație în 2011. În aceleași condiții. Pentru că nu este de un real folos și din punct de vedere moral și din punct de vedere material. Noi am reprezentat Pașcaniul la nivel național, avem campioni internaționali ai Germaniei și Spaniei, avem campioni mondiali, avem campioni europeni. Și noi am fost acolo și când am auzit imnul României, am fost români și am fost români din Pașcani. Da, mulțumim, domnul Domnul. Doamna a fost tot mai greu și competent. Și mă gândesc că vreau să felicit pe domnul Dăvătan pentru clubul și rezultatul. Copiii mei au urmat cursurile acestui club, deci au făcut de activități. Eu cred că aici s-a creat o falsă problemă. Da. De fapt, cred că ne-am aruncat în niște afirmații unii împotriva altora în mod inutil. Deci absolut inutil. Eu nu cred că este cineva în această sală acum sau peste 10 ani să fie împotriva activității acestui club. Nu cred că este cineva împotrivă ca elevii la Sadoveanu și orice activitatea acolo. Nu știu, ne condiționăm așa în mod inutil. Deci tot ceea ce spunem aruncă vina spre noastră. Deci ne facem mincinoși. Dacă noi nu vrem să respectăm, adică nu avem încredere unii în alții, absolut deloc. Consiliul de administrație nu va da clubul nu va da. Deci eu părerea mea este că suntem oameni corecți, verticali, cinstiți și de onoare. Suntem într-un oraș în care ne întâlnim în fiecare zi. Adică, nu știu, mi se pare, învinuirile astea sunt false probleme. Absolut false probleme. Dacă ați urmărit o emisiune de acum două seri, când mi s-a ridicat... Nu, ca să fie clar, ca să nu... Am fost întrebat care este părerea mea despre acest vot. Am spus că nu se poate pune în discuție onoarea și cuvântul domnilor consilieri a conducerii vechi a municipiului Pașcani de pe timpul domnului Rățoi, cea hotărârea dată de către ceilalți consilieri în timpul domnului Crăciunescu și cei de acum care au promis și eu consider că întotdeauna s-au ținut de cuvânt. N-am contestat. Am spus că este un zvon fals și nimeni și niciun părinte să nu fie alarmat de acest lucru. Aceasta este poziția mea oficială. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt contestări, dacă nu pun la vot, dar cu măritarea articolului 8.
Articolul 8. Ai mai multe amendamente. Sunt mai multe amendamente. Haideți să le recapitulăm. Comisia Economică. Deci, unul din acele amendamente, că dacă nu se poate de cauza problemului și vorbim și cu bani de subtracție, să asigure că folosința țărilor de stadiu ăsta este propunerea domnului Pimțelie de Plujos, cu care am fost toți de acord. Iar menținerea punctului 2 din hotărârea din așa a fost cu toții de acord. Deci cu legea civilă de gravitatea respectivă. Mi se pare normal să recomendăm asta și dacă nu cineva, că nu e vorba numai de clubul ăsta, este vorba și de alte asociații care să zicem că ar vrea aici și nu au loc. Hai să ne asigurăm de desfășurarea activității de acolo. Nu ne limităm la un singur club sau la o singură asociație. Hotărârea 28 rămâne în vigoare. Dacă rămâne în vigoare, nu mai vreau să mai adăugăm nimic aici. Aia este Dar articolul 8 spune că se acordă orice. Dar nu asta e. un articol din hotărâre nu aprob un articol din aceeași hotărâre. Din articolul 4 din această hotărâre. Deci mi se spune dacă această hotărâre. Și vorbesc cu domnul secretar. Dar asta am întrebat eu mai înainte, dar tot răspuns. Dacă Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă de la Liceul Sadoleanu își asumă prin această hotărâre sau primește această responsabilitate, dați-i voie să-și facă exact treaba care trebuie să facă. Fiecare se duce, cine închide ușa, cine face curățenie, cine face... Lăsați să avem un responsabil de proprietatea publică. Exact. La cealaltă sală de sport, oricine are voie să meargă pentru destinat pentru sport și nu pentru nunți, n-am auzit nunți. Cum e, trei, nu, sunt, așa. Și lăsați, și nu interveniți pentru asociații X sau Y, ci toată lumea au drepturi egale la un bun public. Asta trebuie să știți. Și lăsați conducerea școlii, cele două părți de alisație, să facă și acea fereastră pentru toate activitățile sportive. Iar Consiliul Local să fie arbitru. Arbitru. Atât. Câteodată trebuie intervenit chiar și pentru un singur club. Ținând cont de performanțe care are, trebuie să luăm în seamă așa ceva. Deci nu putem pune în aceeași balanță. Ați văzut ce înțelegere există? Un club sportiv care are campion mondial și un club sportiv care are campion municipal. Deci cele două instituții, respectiv clubul și școala, se înțeleg perfect, iar noi venim și încercăm să le complicăm și să facem cu drogul ăsta de sare, să-l împărtim pe toate fețele, dar ei își manifestă dorința de a continua și de a-și desfășura împreună activitatea acolo, iar noi venim și ăla la picăm, așa, ca să... Și nu are, hotărârea nu are nimic comun cu programul și activitatea de acolo. Doamna director, Dumitru. Colegiul Sadoveanu are tot interesul să susțină activitatea acestui club. Pentru că mulți elevi de-ai noștri fac parte din acest club. Copii buni, copii olimpici, care au rezultate nu numai în cadrul clubului, dar și rezultate școlare și la olimpiade foarte bune. Maria Grigora și un nume care vine acum aminte și mulți copii. Nu există niciun interes din partea școlilor, din partea noastră, să nu colaborăm și să nu facem un protocol cu acest club. Eu cred că vor veni sprijinul nostru propunând proiecte europene. Putem face Deci, singurul amendament rămâne să aibă acces și școala Ștefa cel Mare, având în vedere chestia acolo. Și îi rog pe domnii consilieri locali să aibă încredere în Consiliul de Administrație de la Colegiul Sadoveanu, pentru că avem oameni foarte buni în Consiliul de Administrație.
avem mulți profesori, avem reprezentanții ai părinților. Vă închipuiți că reprezentanții părinților vor vota împotriva clubului? Aveți consilieri. Au copii acolo. Au copii. Da, domnul Pintilin. Eu am făcut o propunere, domnul președinte. Da. Dacă doriți, o pot repeta. Da. Deci, articol 9, colegiul Sadoveanu se obligă după orele de program cu elevii care au prioritate să asigure accesul clubului lor. Îi luăm din puterea Consiliului de Administrație. Eu zic părerea mea, dacă ei nu se înțeleg, le vin în Consiliu și o să facem noi un regulament. Și eu aș vrea să blindez acum, asta este dorința mea. Să fie blindat că oamenii au acces acolo după da. Ore. În noi chiar și le luăm atribuțiile care s-a cum s-a făcut și înainte. Vreau să vă rog să supuneți la vot propunerea mea și să vedem ce se iese. Dacă doriți. Deci, da, supunem la vot. Până la urmă n-are păcături nimic, chiar este o întâlnire a ceea ce noi ne dorim. Ca să evităm discuții ulterioare, să mai venim. Articolul este discriminator și chiar putem pune pentru toți cei care nu au este lucruri asociați, care vor să facă sport. Nu putem pune doar pentru noi. Eu aș propune un nou articol, să transmită la administrarea clubului și școala să vină să încheie protocol cu clubul. Nu-i mai ușor? Fii. Păi, deci să fie ultimul articol, să fie... Păi dacă dumneavoastră sunteți ironic... No, deci, eu vreau să spun cu proiectul ăla, e foarte bine. Haideți să ne extrapolăm totuși, deci domnul secretar. Deci e prea departe. Deci, domnul Arfit, chiar vă rog. Nu prea am venit în discuție dumneavoastră, v-am lăsat să spuneți tot ce vreți. V-am lăsat. Mulțumim. Aveți tot dreptul ăsta să vorbiți, vă scuzați. Problema este în felul următor. La început, deci când am intrat noi pe funcție în iunie și a fost problema de activitatea clubului Jonco vis-a-vis de liceul Sadoveanu, cum era la Mucuța, am făcut un program. Programul a fost foarte simplu, acceptat și cu doamna director Dumitriu atunci, la începutul școlii Mucuțean, să facem un program comun. Orele de educație fizică, activitatea clubului Jonco și alte activități numai clubul Jonco. Și n-a fost absolut nicio problemă. N-am intervenit ca arbitru de la începutul anului și până acum, niciodată, și nu știu de ce ne complicăm să creăm artificial noi niște probleme în legătură între conducerea liceului, clubul Nongor sau alte activități din cadrul sălii de sport de acolo. Acel program s-a respectat întocmai, nu s-a intervenit deloc. Lăsați-i să-și facă treaba și o să vedeți că nu sunt niciun fel de probleme legate de această activitate în sala de sport. De ce noi consilierii să complicăm aceste probleme intervenind cu tot felul de articole? Aveți dreptul ăsta să-l faceți, dar nu aveți dreptul să complicați niște lucruri. Ești desfășoară activitatea foarte bine și foarte corect. Și așa va merge în continuare. O să vedeți. Nu o să fie niciun fel de problemă. Sunt convins de lucrul ăsta. Da, haideți ca să depășim momentul. Supun la vot proiectul așa cum a fost inițial în forma prezentată. Cine este pentru? Cu amendamentul să beneficieze și școala Ștefan cel Mare. Și cine este pentru? Și numărat, vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da? Am numărat bine. Cine este împotrivă? Abțineri, două împotrivă, două abțineri. Deci 12 pentru, două abțineri, două împotrivă. Deci proiectul n-a trebuit să se deci, eu vă spun următorul lucru. Această sală de sport a început periul sezonul rece, acumulează arierat. Abia am plătit din urmă miliarde de lei arierat. Dacă vreți să continuăm să plătim din bugetul local penalități și arierate, deci să ne cadrăm plăți restante și arierate, nu ați decizii de genul acesta. Deci am spus, deci am venit cu un proiect de hotărâre și s-a deturnat sensul proiectului de hotărâre la 180 de grade în sensul de a discuta activitatea de acolo și nu managementul și gestionarea acestui imobil. Miliardele de lei care se vor acumula arierate pe sezonul rece, o să vin și o să vi le prezint dumneavoastră, domnilor consilieri, și să spuneți cine
cum și de unde. Dar Curtea de Conturi, când va veni, o să prezint că aceste activități, aproape întotdeauna Curtea de Conturi le-a prevăzut, atât de la cluburile sportive, cât și de la sălile de sport, cât și de la ștrand, că sunt activități cu autofinanțare. Nu sunt activități bugetate. Dacă dumneavoastră așa înțelegeți, vă privește și asumați-vă răspunderea dumneavoastră. Da, mulțumesc, domnule. Oricum, luna trecut trebuie să mergem mai departe. În momentul ăsta, sala de sport le-o consiliu local. Sala de sport este la sport. Ce v-ați aprobat, nu mai era club? Nu mai este la consiliu local. Da, în momentul ăsta, sala e la consiliu local. Nu mai este la consiliu local. Face consiliu local programul. Face programul consiliu local. Da, mulțumim. Deci ăsta n-am trecut. Da, mergem mai departe, la 13. Proiectul de hotărâre privind... Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor acționari numărul 2721 din 2-5-2008 și numărul 2590 din 21-4-2008 privind pentru unități de locuit toate în municipiul Bașan, strada Clădinițe, bloc F1 și F2, aflate proprietatea privată a statului și în administrarea Consiliului Local al municipiului Bașan. Comisie, Comisie Economică. Nu-i cazul. Juridic. Favorabil. Companie este favorabil. Dacă nu, sunt discuții? Nu? Spun la vot. Cine este pe vot? Spătească taxe și... Abțineri? Împotrivă? Că nu știu despre ce era Consiliul Nabuz, pe care era azi la Buz. Mă uită la domnul Nechefor, care știa că primarul dispune din proprietatea publică și nu i-a dat estimare. Da. Mergem mai departe. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către RADC-le a Serviciului Juridic de Consultanță de Asistență și Reprezentare. Comisiile. Savajul juridic. Economic? Nu-i clar. De acord. Discuții? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani numărul 4 din 26 aprilie 2009, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a RGC-le Pașcani pentru anul 2009. Comisiile. Nu s-a judicat disfavorabil. Adios favorabil. Urbanism nu-i cazul. Discuții? Cine este pentru? Una. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu stăm. Mergem mai departe. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani numărul 117 din 29.09.2012 privind aprobarea actului acțional numărul 1 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 1717.062 din 6.09.2012 aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 91 din 30.08.2012. Comisie favorabilă. Juridic favorabil. Urbanism. Favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind concesionarea sistemului pentru ridicarea presiunii apei rece și apei calde către SECE, Preserva Apa S.A. Pașcani, având ca unic acționar municipiul Pașcani. Comisie. Juridic. Favorabil. Urbanism. Favorabil. Discuții? Domnul Pitrie. Vreau să întreb pe domnul la Preserva Apa. Deci ei acum urmează să ridice apa caldă până la blocul sus, sub toată presiune, este ceva de genul ăsta, dacă am înțeles bine.
domnul director. Vreau să întreb acum pe domnul director la Preservapa. Urmează factor de la Preservapa să trebuie a DJV? Haideți, crescut, să explic eu. Am avut o tentativă în 2007 de a clarifica din punct de vedere al administrării, că e administrare, nu-i proprietate. Cele două societăți au impresia că sunt proprietate bunurile publice. Deci, din 2007 am avut o tentativă de a clarifica problema acestor stații de hidropoare. Rolul acestor stații de hidropoare este de a ridica apa, a ridica presiune, deci de a ridica apa la blocurile cu de la nivelul 4-5 în sus, pentru că nu poate să asigure instalația, presiunea să ajungă la etajul 10, 11, 12. Atât apa caldă, cât și apa rece ridică aceste baterii de hidropoare. Încasarea apei calde și apei reci o face Preservapa. Nu s-a clarificat de la început, au acumulat arierate și plăți restante, au peste 20 de miliarde de lei, stimați consilieri. Peste 20 de miliarde de lei cu TVA plătit sau angajat la stat și continuă un litigiu, s-au dat în judecată unii pe alții și continuă acest litigiu și se cramponează care e mai mare și care e mai tare în, și care e proprietar și care nu e proprietar la aceste instalații. Deci apa, că este apă caldă sau apă rece, o încasează Preservapa. Deci hidrofoarele pe el o deservește. Apa caldă încasează, deci încălzirea apei calde o încasează regia de termoficare. Deci eu nu văd între cele două unități de ce s-ar crampona de predarea acestor instalații la Preservapa. Un singur lucru. Deci energia electrică pe care o folosesc pentru pompele care ping apă prin aceste hidrofoare trebuie să-și facă contor pasant, dar părerea mea cu EON-ul și mă implic, promit că mă implic și eu, să-și facă branșament separat în interiorul centralei, astfel încât să preia contractul direct de la EON și să plătească energia electrică utilizatorul este Preservapa, iar regia de termoficare își încasează energia electrică. Și mai au o problemă, încă o singură problemă e cu personalul, dar rămâne tot noi să o clarificăm. Problema pe care dumneavoastră astăzi trebuie să o hotărâți, cui îi dăm în administrare acest hidropoare. Deci, din 2007 am avut și dacă reușeam atunci, nu se adunau asemenea arierate în momentul acesta. Preservapa susține una, reagencele susțineau. Deci, patrimoniul este al Consiliului Local. Și nu este nici la una din cele două regii. Domnul Pitcheri. Am întrebat dacă Preservapa vor face facturi la reagecele. Deci răspunsul este nu. Nu o să factureze nimic la reagecele. Deci singura problemă e cu controlul, pe care trebuie să o rezolvăm. Domnul Ionici. Da, dacă îmi permiteți și în comisie, adică aceleași probleme pe care domnul primar astăzi le-a clarificat cumva, problema energiei electrice și a personalului aferent, pentru că dacă noi votăm astăzi această hotărâre, să înțeleg că de mâine Preservapa SERV are acces la hidrofoare. Deci ar trebui specificat acest, am citit, știu să citesc, deci ar trebui specificat acest, după procesul de predare, primire, această hotărâre să intre în vigoare. Pentru că ar însemna ca acest serviciu să fie preluat de Preservapa și cheltuielile să repartă tot la ghecineu. Deci această hotărâre se intre în vigoare după procesul verbal de predare a primirii. Acolo se specifică hidropoare, instalații, tot, sunt foarte multe lucruri de predat. Nu numai două pompe.
Sunt câteva lucruri importante. Putem trece, dar nu mai mult din 1 ianuarie 2003. Asta e termenul în care se face predarea primului. Da, putem să trecem și peste 3 zile dacă comisiile vor fi în stare sau comisia va fi în stare să facă acest lucru repede. Deci două lucruri pe care domnul primar le-a subliniat și aș vrea să țină cont de ele și acest lucru să se întâmple. Contor separat și personal autorizat. Pentru că aici spune, la articolul 3, se constituie dreptul de trecere în favoarea SC Preservapa. A cui? A cui? Trebuie de ce a cui? Aveți dumneavoastră oameni autorizați să lucreze? Aveți? Personal nu aveți acum. Deci, când se preia? De aceea această hotărâre trebuie să fie demnificată după semnarea acestui protocol. De acord cu această rezolvare a problemei, toată prin această hotărâre, se cam închid și aceste probleme financiare care există de cele două regii. Din câte știu, există și o hotărâre judecătorească pe care ADC-ul a câștigat-o în favoare, nu? Privind o sumă de bani pe care dau. Oricum, entitățile nu dispar. Nu. Ele își continuă procesul. Ele nu dispar. Nu dispare niciuna. Noi nu desfințăm nicio societate. Nu asta am spus. Nu la asta m-am referit. Mai aveți, domnul Ionice, să vorbim? Sunt două amendamente pe care le-am spus și astăzi am făcut unul, dacă se intre în vigoare după semnarea protocolului. Predare primire. Da. Domnul Haldar. Punctul meu de vedere este următor. Am analizat modul de implicare a autorităților locale în rezolvarea problemelor atât a regiei cât și a celor în alte două societăți. Având în vedere profesionalismul care fiecare l-a dovadat în modul de soluționare a problemelor, consider inițiativa primarului binevenită și a aparatului de administrare, așa că voi fi de acord, am fost și membrii comisiei, am fost de acord cu cazul respectivă. Deci, trebuie și recomand chiar conducerii să aibă încredere că nu vrea primarul municipiului și nici consiliul local să distrugă cele două societăți în discuție. Sub nicio formă. Și să aveți încredere că împreună se pot rezolva multe probleme. Așa, de găsit pe chichit, se găsesc la orice. Eu, personal, sunt de acord și chiar recomand și altora să apreciezi. Mulțumesc, domnul Haldar, domnul secretar. În legătură cu proiectul de hotărâre privind concesionarea sistemului de ridicare a presiunii, am încercat înainte de a promova acest proiect de hotărâre să putem separa toate bunurile care constituie acest sistem și nu am reușit. De-aia am lăsat la latitudinea comisiilor să delimiteze bunurile din cadrul sistemului cu care am concesionat. Anexă care va fi aprobată de dumneavoastră în următoarea ședință, pentru că noi vorbim la modul general acum că se transmite, dar ei nu știu ce primesc. Deci primasa dumneavoastră în ședința următoare, aveți anexa cu bunurile care le iau în concesiune Prestapa și imediat la comunicarea hotărârii aceea intră în vigoare. E simplu. Nu trebuie să mai intervenim cu artificii prin proiectul de hotărâre să încurcăm mai mult decât este până acum. Deci în decembrie, ca să poată fi aplicabilă de la 1 ianuarie, vom veni cu anexa la acest serviciu. Pentru că n-au putut termina sau nu au vrut să termineze chestia asta și atunci se va stabili și ce înseamnă alimentarea pe energie. Iar accesul trebuie asigurat de proprietar, de administratorul bunului consiliul local, pentru că aceste hidrofoare se găsesc în centralele termice, în aceeași nici. Simplu. Dar eu am întrebat accesul cui? A personalului autorizat? A personalului care va lucra pe acest sistem. Păi, nu știu. Personalul e autorizat. Dacă personalul intră la directorul la preservat, că nu o să aibă păi, specificăm. Directorul are voie să... am întrebat dacă există personal specializat pentru așa ceva. Dacă nu o să aibă, răspunde. Nu. Deci, haideți să... Nu vreți să sunt clare. Personalul de aici nu vorbim. O să stabilim în protocol. Deci, asta trebuie discutat. Clar. Curent electric separat și oameni sunt pe așa. Dar cu avem personal într-o stație de companie. Da. Pare de și nu putem într-o stație de... Da, mulțumim. Domnul Ionit, ați terminat? Da. Da. Mai e cineva care vrea să ia cuvântul? Nu? Supunem la vot proiectul cu amendamentul ăla cu intră în vigoare după ce... S-a specificat în procesul verbal acest lucru, dacă îmi permiteți.
Da? Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a ordonanței de urgență numărul 9/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Comisiile. Comisia Economică. Juridic? Dar restul nu-i caz. Discuții? Nu sunt. Cine este de pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Tehnico-Economic ca organ consultativ la nivelul Consiliului Local al Municipiului Bacău și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acesteia. Comisiile. Economic. Juridic. Favorabil. Discuții. Domnul Pintilin. Și avem o propunere de făcut privind titlul. Deci Consiliul Tehnico-Economic ca organ consultativ la nivelul primăriei, UAT-ului, dacă se poate face în sensul ăsta. Pentru că aici sunt persoane care lucrează în cadrul primăriei. Da. Și, din câte am înțeles eu, comisia asta trebuiește, este folositoare în aparat și specialitate al primarului, al primăriei, al executivului. Dacă ar fi să fie un organ consultativ la nivelul Consiliului Local, atunci, punctul meu de vedere este că ar trebui să aibă în componență și alte persoane din altă parte. E doar o chestie de... Nu, mai s-a schimbat doar dacă este Consiliul Tehnico-Economic care se formează și de legislatură, ținând cont de viceprimarul și calitate de consilier. Da. Și în acest motiv, noi trebuie să aprobăm acest... Deci eu sunt de acord cu comisia asta, mi se pare folositoare. Dar e obligatorie, nu folositoare, e obligatorie. Dar din acest motiv a venit în Consiliul Local, pentru că viceprimar este considerat și consilier. Nu, întrebarea este, vorbim din OAT, nu vorbim din Consiliu sau altă structură. Vorbim din OAT, pentru că ei vor lua în analiză și proiectele CFE-urile de viții și pentru instituțiile de oștepoare. Instituții care adunate înseamnă structura orientată a municipiului de Pașcani. Asta e. Nu a venit și biblioteca și casa de cultură și Da. Eu am depus și am explicat tot așa în Comisia Economică. Primarul, în calitate de șef al executivului, are comisia respectivă despre care discutăm acum în subordine și se consultă. Nu e subordine. Raportul consultativ îl aduce toată dumneavoastră în Consiliul Local când o să aprobați CFE-ul. Face parte documentează pentru aprobarea indicatorului. Inițiatorul este primarul. Inițiatorul este toate proiectele, dar poate fi oricine. Consiliul consultativ prezintă raportul Consiliului, nu primarul. Dar sunt aceiași oameni, domnul primar, care lucrează cu dumneavoastră. Da, comisii mixte, care era întrebarea? De ce vine la noi să aprobăm asta întrebare? Sau a trebuit să facă parte și un consilier? Nu, vrea să spun că primarul are niște oameni cu care se consultă, cu care lucrează, da? Face niște propuneri din Consiliul Local. Normal, ok. Când vine la Consiliul Local, noi ne consultăm tot cu aceiași oameni care au lucrat în aparat din societatea primarului. Și tot ei întrebăm ce au făcut. Tot ce se face, face Consiliul. Primăria doar execută, da? Nu poate să fie la subordinea primăriei. Deci tot ce se... Dacă se face un proiect, da? Trebuie avizul consultativ, care vine în Consiliu. Nu se duci cu el la primar. După aia primarul execută... Inițiază proiectul. Inițiază proiectul sau duci la îndeplinire hotărâri din Consiliu. Da. Eu nu am... Da. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Următorul. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții ale municipiului Pașcani pe anul 2012. Comisiile. Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Învățământ. Urbanism. Nu-i clar.
Da. Inițiator, dăm cuvântul inițiatorului. Prezentați dumneavoastră. Învățământul primește 71.000 de lei pentru finanțarea de bază și de asemenea se acordă 50.000 de lei care intră în plafon de salarii, tot la învățământ, pentru hotărâri judecătorești sume obținute în instanță. De asemenea, am pus față de aceste sume pentru persoanele cu handicap, am primit finanțarea de 135.000 de lei. Mai jos, nivelul maxim al cheltuielor de personal, deci plafonul maximal a fost diminuat cu suma de 125.000 de lei. Acestea fiind, în anexa 3, am luat, știți că în ședința trecută ordinară, spitalul a dorit acea reîntregire a plafonului de salar, am luat de la noi, de la celelalte structuri ale UAT-ului și am rezolvat problema punctual pentru spital. Acum, prin aceste redistribuiri, am luat de pe cheltuielile materiale și am dus la salarii pentru a asigura salarizarea personalului din structurile UAT-ului în luna noiembrie pentru decembrie. Pardon, în luna decembrie pentru noiembrie. Acestea sunt modificările. Dacă nu punem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pascani numărul 83 din 20.08.2010 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Municipiului Pascani în Spitalul Municipal de Pascani. Comisie. Favorabil. Fac propunere Consiliului Local să accepte la din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal să facă parte de doctor Bărlan. Am ținut cont de faptul că este medic, nu știu dacă este bun, mă pare de directorul mai este primat cu Consiliul de Administrație. Deci eu vin cu această propunere, mă aștept de ce care. Da. Cine este pentru? Domnul Bărlan. Împotrivă? Da. Abțineți? Mulțumim. Domnul Bărlan. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ce se desfășoară la Liceul Economic Nicolae Iorga Pașcani prin participarea elevilor la Târgul Național al Firmelor de Exercițiu. Comisia Economică? Avis favorabil. Juridică? Avis favorabil. Învățământ? Deci în loc de 1.000, 2.000, da? Dacă nu sunt discuții, dacă nu punem la vot, cine este pentru? Cu suplimentarea de... Împotrivă? Abține? Următorul proiect este cel cu alegerea președintelui. A, mai este cel cu... Da, corect. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului numărul 42 din 18.04.2012 privind acordarea burselor de ajutor social, burselor de performanță, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevi din învățământul preuniversitar în anul 2012. Comisie. Aveți favorabil. Învățământ. Aveți favorabil. Aveți favorabil. Aveți favorabil.
comunitari și 3 venituri specialiste zile, dar ca număr sunt acele. Sunt acele, da. Deci 2 medicali și 3 venituri. Da, 1% corespund de acolo. Poate tot rest nu e. Și modificarea că din 100 la social și social. Comisia, da, comisia, da, discuții? Dacă anexa face parte din hotărâre, este o necorelare. Aici se vorbește de 100 plus 200, iar în anexă sunt în total 262. Dacă se face referire la 3% și rezultă 262, 3% de fiecare școală cu număr de... Da, și la numărul total de elevi rezultă 262 de burse. Da. Deci trebuie undeva să facem o rectificare. Ori nu e valabil 3%, ori nu e valabil 275. Pentru a ne putea încadra în acel număr de 300 de burse pe care noi l-am aprobat în luna aprilie, în hotărârea respectivă erau 200 de burse sociale, 50 de studiu, 50 de merit. De, prin consultarea școlilor la ora actuală s-a dovedit că bursele sociale sunt un număr de 97. De, și atunci să transferăm cele 100 de burse de la sociale la burse de merit și studiu. Întrucât legea nu precizează un număr de burse, nu puteam depăși cel 300 de cursi care le-am aprobat, am hotărât de comun acord cu directorii de școli, cu administrația, cu primăria, să raportăm acest 3% de numărul de elevi. Iar am venit cu specificarea să dăm curse de merit și studiu, inclusiv școlilor gimnaziale, care până acum n-au primit niciodată. Acesta este motivul pentru care... Eu sunt de acord, n-am niciun fel de problemă, dar apar două cifre care nu scole la tine. Noi am bugetat 300 și dăm 262. Atât, asta este problema. Rugămintea mea este pe viitor. Cine? O să inițiem noi, o să inițiez dumneavoastră să se vină și cu regulament de aplicarea hotărârii respective pentru ca să concretizăm cine trebuie să punească sau cine merită să punească aceste cursuri. Da. Și cursurile de merit și de studiu se iau de medii care au peste media 80. Da. Dacă nu pun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Următorul proiect. Proiect de hotărâri privind alegerea președintelui ședinței pentru perioada decembrie 2012 februarie 2013. Propuneri. Da, domnul Maldan. Dacă mai sunt propuneri. Nu mai sunt. Cine este pentru? Abține? De ce? Ar trebui? Da. Aici un proiect de hotărâre din președintele Consiliului Județean. Da, deja am văzut cum a condus astăzi România de domnul Vizetaru, nu vă rog, 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 vă rog. Da, ce este făcut de mărat în luna august, chestem cititorul de pe zona de aici, așa. Era un altul citit până la Pumescu, deci, pe doar la fost în căminul în care se găseau la blocul respectiv, trebuie să găseau trei apometri. Deci, unul din apometrii de adevăr a fost pus de greșit, pentru plus de 162 de metri, s-a discutat cu cetățenii de la bloc, urmând în luna decembrie, să facturăm mai puțin cantitate de 162 de metri, că, într-adevăr, derunată 116 metri, cu care, într-adevăr, erunată facturat nu mai sunt cazuri de astea? Nu. Deci, dacă ar fi asociații care ne-ar verifica, nu trebuie ar verifica, ar fi lângă noi și se vedea fost, doar că nu știu fi să plecă procesul de bază și a făcut de distanță.
Da. Deci au venit cu oameni, s-au verificat facturile, s-au verificat toate. Deci nu este intenția de a păcăli pe cineva. Dar vreau să vă... Dacă ați terminat? Da. Da. Mulțumesc, domnul director. Am primit și o informare aici. Mulțumesc ca să... Tot pe urmă informare. Văd că... Spuneți aici că, într-adevăr, a fost o eroare de citire. Cititorul a greșit, dumneavoastră ați facturat, lumea a plătit, dumneavoastră v-ați folosit banii respectivi, care i-ați luat în plus, da? Vreau să vă întreb dacă... Și plătit. Nu dacă ați plătit, dar cum ați plătit? Și dați dobândă din banii pe care i-ați folosit? Atunci consider că noi am folosit banii, dar unde poate nu s-au plătit sau am greșit noi în mine? Păi v-ați folosit banii dumneavoastră, care au plătit, nu? Da, stai, solicitări, și în felul îmi dau dobânda pentru 100 de metri cub care s-a plătit. Vă rog să aveți în vedere acest lucru. Da. Și nu punește penalități. Calcule, din calculator, nu am cineva să mă întreabă și pe fluturul minții, domnule. Dacă o scos o aperație calculator, nu zice cu ea, acolo trebuie să vorbească, să vadă cetățenii răspunsul. Eu l-am solicitat de mâinile lor. Noi am înțeles ideea. Deci am venit doar, am înțeles ideea. Nu, pentru că dumneavoastră, dacă nu plătesc la timp, le puneți penalități, așa? Nu e adevărat, domnul. Deci dacă nu plătesc, de ce ani? Da, dacă nu plătești la timp, da. Ei, dacă v-au dat bani în avans, dumneavoastră, ce nu plătiți penalități? Haideți să vedem cât s-au plătit. Haideți să vedem cât s-au plătit. Deci plătesc pe consumul. Ați greșit, plătiți. Da, eu vă mulțumesc și declar în mulțumesc. Mulțumesc. Să-ți spun. 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 Să